această seară vom depăna câteva argumente în jurul modernității, al religiozității și al situării noastre culturale în lume, în lumea de azi anume, împreună cu Anca Manolescu. Anca Manolescu este o veche prietenă. Prietenia noastră s-a legat în jurul câtorva oameni și a câtorva instituții. Și îmi place, Anca, să le evoc aici înainte de a deschide discuția noastră. Cu mare bucurie și mulțumesc pentru invitație. Cu drag. Este vorba de Andrei Pleșu și de nașterea Colegiului Noua Europa. Este vorba de Horia Bernea și înființarea Muzeului Țăranului Român. Și este vorba, în fine, de Andrei Scrima și aducerea la ființă, după o întrerupere foarte lungă, a acelui tip de convivialitate, acesta e un cuvânt al părintelui Scrima, în jurul cuvântului și a câtorva cuvinte, pe care rugul a prins o instituise în spațiu românesc la începutul anilor 40 și dusese această flacără până în momentul în care toți membrii grupului au prins, cu excepția părintelui, care a putut să plece în străinătate, au fost arestați și supuși celei mai crude, inadmisibile și nedrepte represiuni. Și evoc lucrul ăsta în binarea dintre oameni și instituții, pentru că după 90, noi toți am fost azvârliți într-o libertate care s-a văzut articulându-se în special politic. Dar în această libertate s-au construit, fără vizibilitate, ori gesticulație extrem de vizibilă, câteva fapte în jurul câtorva oameni. Pot să adaug și eu ceva? Este minunat ceea ce ai spus și am trăit primii ani după 90 în temerea Muzeului Țăranului, datorată lui Andrei Pleșu și condusă de Horia Bernea, care a creat acolo nu numai un muzeu, ci un tip de orizont, de atmosferă de a lucra, de convivialitate de a lucra. Am trăit un fel de aventură în care ți se părea că toate posibilitățile pot acum să-și dea ceea ce este mai bun, ceea ce, să ai un îndrăzneal extraordinar în a crea lucruri de primă calitate, de extraordinară calitate. Vorbeai de cercurile informale de studiu și de întâlnire pe texte sacre, religioase, sapiențiale, în jurul părintelui Scrima, care actualiza într-un fel modelul rugului aprins al grupului de la Antim, în care el, ca tânăr om lansat în aventura vocației monahale și a căutării absolutului viu, intrase în tinerețea lui și pe care, când a revenit la București în 93-94, ne-a redat-o, a retrăit-o, dar a retrăit-o din perspectiva experienței lui acumulate de o viață, de experiență spirituală, și el a făcut o relectură a acelor întâlniri. Și asta mi-a amintit imediat de un model originar, pentru că am fost frapată și încântată să aflu că în primele secole creștine, secolele 2-3, în vremea lui Origen și altor mari maestri spirituali, cercurile de studiu, de interpretare a textului, de interpretare, cum să spun, personală, trăită, asumată, era una din modalitățile de a trăi în câmpul revelației, de a trăi revelația, de a o duce în interiorul tău și te-a lăsat dus de ea. Pierre Hadot vorbește de acest tip de exercițiu spiritual ca fiind propriu și creștinilor și celorlalte curente spirituale din Antichitatea târzie. Și mi s-a părut că în jurul părintelui Scrima și în jurul Colegiului Noua Europa, într-un anume fel pe care Andrei Pleșu l-a construit și l-a dezvoltat, există un asemenea tip de convivialitate. Accentul pentru mine cade pe slaba vizibilitate, sau nu neapărat slaba, nu. Lipsa de ostentație a acestor alte înfăptuiri, ori instituiri, care s-au manifestat în spațiul public după Revoluția din 1989. Da. Nu politicul, îmi vine să spun, epuizează aventura în care societatea românească a intrat odată cu restituirea libertății. Și Colegiul Noua Europa, în jurul lui Andrei Pleșu, Muzeul Țăranului Român, în jurul lui Horia Bernea, aceste grupuri de discuții în jurul părintelui Scrima,
toate astea fac parte din istoria românească într-un fel care încă nu este deplin vizibil și care a fost perfect neostentativ, deși a legat atâtea destine și a creat atâtea fire în societate, încât astăzi este ca o pânză a unui vechi maestru olandez, care este irizată de multele crăpături ale verniului. Absolut. Și înainte nu fusese decât o suprafață lisă. Absolut, ai perfectă dreptate și așa cum spui, între aceste trei tipuri de convivialitate, Colegiul Nouă Europa, Muzeul Țăranului și lumea care gravita în jurul părintelui Scrima, există între pătrunderi, e o lume comună, da. Și sunt puncte de reunire a unor anumiți oameni, care, a unor intelectuali care au deschidere spirituală, care au orientare spirituală și care, zic eu, ceea ce este foarte valoros și important, pun pe lume o nouă atitudine față de cele religioase, un nou limbaj, un nou tip de studiu, ca să evocăm întâlnirea pe care Bogdan Tătaru Cazaban a organizat-o, ambasadorul României la Sfântul Scaun a organizat-o la București, făcând parte din programul Cortile dei Gentili, vizita cardinalului Gianfranco Ravasi. A văzut, am înțeles că a fost uluit de ce tip de discuții, de preocupări, de limbaj, de abordare există asupra problematicii religioase și a unei problematici religioase care poate în apus e mai puțin întâlnită, și anume e vorba de o abordare riguroasă, academică și în același timp asumată. Nu e vorba de un spectator care studiază la rece o anumită materie fără implicare. Distanța academică și implicarea merg împreună, da. Ceea ce mi se pare că e un lucru foarte valoros și cred că, îmi permit să spun, poate nu sunt destul de modestă, că România are nevoie de asemenea tip de aducere la zi a problematicii și a abordării chestiunii religioase, implicării religioase și în alte intelectualități pe care tradițiile religioase ale Europei, în primul rând cea creștină, ni le pun în față. E un depozit care trebuie deschis, care trebuie lucrat, care trebuie asumat, care trebuie transmis mai departe. Aș vrea să prezint cărțile pe care le am aici în față și care sunt cărțile tale. Nu însă înainte de a spune că ai condus revista Martor. Martor era o revistă a Muzeului Țăranului Român, nu știu dacă mai apare. Continuă să apară. O fac o revistă anuală de antropologie culturală. Al cărui aspect era extraordinar de frumos. De un rafinament extraordinar realizat de Horia Bernea și era o bucurie să lucrez cu el, cu spontaneitatea cu care le rezolva pe toate. Vreau să evoc o întâmplare cu el. Eram la el în birou și tu ai intrat, Anca, cu o copertă... cu niște fotografii. Cu niște fotografii, da. Cu o fotografie, o fotografie din anii 30, al unui fotograf faimos, al cărui nume îmi scapă. Da, îți spune. Bergman. Bergman? Da. Cu o fotografie a lui și pe copertă, aveai dimensiunea copertei și ea nu se încadra, nu știai cum. Și ai spus, domnul Bernea, cum să o încadrăm? Și el, cum era așa un urs, s-a uitat la ea, dragă, și-a luat o cariocă și imediat a tăiat exact în proporția exact. În care trebuia ca să le păstrez acele fotografii cu urma mâinii lui. Ții minte Absolut, absolut. Deci el avea o intuiție genială și rapidă, a perfecțiunii. Absolut și știa să o dea celuilalt, pentru că alegerea fotografiilor, potrivirea cu textele, era o bucurie. El te ținea lângă el și îți explica cum se face, ce târcoale trebuie să dai, ce repuneri în cauza ale fotografiilor. Te învăța cum să te apropii de materia respectivă. Martorul era un astfel de obiect artistic extraordinar. Și iată cum acest lucru a fost trecut către Anca Manolescu. Ce aveți aici este o invitație. Așa trimite Anca Manolescu invitațiile. Grație lui Horia Bernea, evident. Aceasta este invitația pe care am primit-o la lansarea cărții despre care o să vorbim astăzi, Stilul religiei în modernitatea târzie, o carte apărută la Polirom.
în care vedeți o imagine din New York. Este vârful unei catedrale de tip neogotic, construită cu siguranță în secolul al XIX-lea, a doua jumătate, și pe fundal, blocurile interminabile, soluția prin care Le Corbusier s-a gândit că ne poate face să locuim pe toți niște fabrici de locuit. Îmi place să vizual să alăturați invitația care vine din cultura de tip Muzeul Țăranului Român, Horia Bernea, un anumit tip de a situa prezența socială într-o convivialitate, și această copertă care arată răceala urbană a epocii în care trăim. Foarte scurt, Anca, aș vrea ca celor care ne privesc să le prezint câteva dintre cărțile tale. Este Locul Călătorului, simbolistica spațiului în răsăritul creștin, o carte care a apărut la editura Paideia. Este prima ta carte? E prima carte, e rezultatul tezei de doctorat. M-a preocupat încă de la Muzeul Țăranului Român, unde exista un departament de antropologie religioasă, această chestiune a spațiului în perimetrul tradiției creștine, mai ales de răsărit, și am avut ambiția să trec totuși dincolo de antropologia religioasă, adică de o geografie sacră, de probleme, de legende, de întemeiere, de cum apare locul sacru, cum e practicat, cum e întreținut, să trec totuși și la probleme de experiență spirituală, pentru că interioritatea umană, ca și avansul în misterul divin, se pot formula și trăi în termen de spațiu. Clar. Și am urmat aceste două versante, ca să zic așa, ale practicii religioase de calificare a spațiului și, pe de altă parte, a interiorității umane și divine care intră în dialog. A doua carte este Europa și întâlnirea religiilor, despre pluralismul religios contemporan, o carte apărută la Polirom. Din care o datorez în mare parte și colegiului Noua Europa. Când am fost bursieră la colegiu în 2000-2001, mi-am ales ca temă ceva care mă interesa, ceea ce iarăși este un răsfăț, aș zice, în general, în lumea cercetării, să faci ceea ce îți place. Și colegiul Noua Europa mi-a dat posibilitatea să lucrez pe o temă care îmi plăcea, și anume cum poate fi gândită întâlnirea religiilor, confruntarea lor, convergența lor, și am luat patru figuri care au tratat această chestiune, una de inaugurală a modernității, Nicolaus Cusanus, în secolul al XV-lea, care e o figură extraordinară, mai ales și din punctul de vedere a felului în care a gândit întâlnirea religiilor, iar apoi trei figuri din secolul 20, René Guénon, Simone Weil și Andrei Scrima, pe care tu l-ai evocat și care avea această temă, o formula într-un fel în același timp atât de fidel tradiției răsăritene, prin tradiția răsăritană, prin universalitatea ei, prin capacitatea ei de a înțelege și primi universalul, era deschis cu foarte mare rafinament spre celelalte tradiții spirituale și a tratat în diverse rânduri despre această datorie de universalitate care se adresează în același timp cunoașterii și în aceeași măsură iubirii. Deci era o chestiune de ambele aspecte erau implicate aici. Anca Manolescu a gestionat pagina din Polul Plus a Dilemei pentru câți ani, Anca? Pentru vreo 3 ani, cred. Pentru 3 ani. Uh-huh. Și a publicat multe articole în Dilema. Rodul este aici, acest jurnal de inactualități, uh-huh, apărut la editura Paideia. Arată foarte frumos, ca un caiet de clasă. Exact, Ioana Popescu, scuză-mă că te întrerup mereu, Ioana Popescu, colega care este la Muzeul Țăranului Român. Exact, și acum este director al Departamentului de Cercetare la Muzeul Țăranului Român. Am rugat-o pe ea să-mi facă coperta cărții și a imaginat un caiet ca un jurnal personal, un jurnal de notații, iar această copertă este un șal persan pe care l-a fotografiat și care a pus o etichetă pe care a scris chiar Manuel. A fost foarte amuzant și foarte proaspătă această copertă. La L'Harmattan a apărut o lucrare, Nicolas de Cuys, L'autre modernité.
Este o carte cu difuzare occidentală, da, în care preocupările tale legate de Nicolaus Cusanus sunt... Am adunat câteva articole. Ceea ce mă fascinează la acest personaj este că pe muchia dintre evul mediu târziu și modernitate, el face o transbordare, ca să spun, a înțelepciunii și a tipului de gândire spiritual, mistic, foarte intens, într-un spațiu de gândire, într-un limbaj nou. Și i-am spus Nicolaus Cusanus sau cealaltă modernitate, pentru că, după părerea mea, el lucrează în condițiile, în anumite condiții ale modernității, dar opune modernitatea într-o relație foarte intensă cu absolutul, cu Dumnezeu. Cum să spun, e o gândire paradoxală, e o gândire care acordă omului libertate foarte mare, așa cum se întâmplă în modernitate, care lasă lumea în libertate ei, pentru că Dumnezeu e la distanță infinită de lume, dar în același timp este în interiorul ei cel mai adânc. Deci îi zic o altă modernitate pentru că pentru mine este o variantă de modernitate pe care am putea la un moment dat să o preluăm, să o interogăm, să o exploatăm. La Cusanus se știe, Dumnezeu este un pol foarte îndepărtat în care și universul și persoana umană către care sunt atrași, dar el în același timp la baza cea mai adâncă a lucrurilor. Deci lumea și omul sunt un fel de constelații în care Dumnezeu e o lumină foarte îndepărtată în care vibrează în lume și în om. Și mi s-a părut fascinant, iar și trebuie să spun că unul dintre texte am avut bucuria să-l primești în paginile revistei Idei în Dialog și îți mulțumesc foarte mult pentru asta, ca și o parte din textele cărții ultime acestei. Despre care o să vorbim astăzi. Iartă-mă, iarăși întrerup. Idei în Dialog a fost și ea, revista aceasta, a fost un loc de tipul celor pe care tu le-ai evocat, Colegiul Noua Europa și Muzeul Țăranului și întâlnirile jur Părintele Schimb, adică un loc de dialog în același timp intelectual foarte elaborat, foarte rafinat și deschis, pentru că acolo se întâlneau oameni din diverse discipline, de la teologie la istorie literară, de la critică de film, la istorie. Sociologie. Și aveai senzația că nu e vorba de un spațiu în care diversi specialiști își pun problemele, studiile, ci aveai impresia că e vorba de oameni care își proiectau disciplina și competența asupra unor probleme comunitare. Aduceai în spațiul public, în spațiul comun, diversele competențe pentru a ca ele să sporească un depozit comun. Da. Așa am avut impresia, în măsura în care am urmărit o revistă și ți-am fost recunoscătoare în acest sens. Da. Mă bucur foarte mult că ai făcut această caracterizare. Da, asta a fost sentimentul meu și încă o dată a fost, îmi pare rău că e n-a durat. E un epitaf, din păcate. Da, dar contează, să știi. Vorbeam cu Irina Nicolau la un moment dat, când Muzeul Țăranului Român a fost la un moment dat în primejdie și, mă rog. Și Irina spunea așa: au fost destui ani în care Horia Bernea a configurat o muzeografie aici. Nu poate fi ștearsă cu buretele această muzeografie. Ea a prins prezență în conștiința oamenilor. E un moment care contează. Clar. Și de asta nu trebuie să ne pară rău. Sigur, ne pare rău, dar vreau să spun că n-a fost în zadar această apariție a revistei pe câțiva ani de zile, cât s-a întins? Cinci ani. Un lustru. Da. Vreau să spun două cuvinte despre Nicolaus Cusanus. Unul se referă la durabilitate, celălalt la faptul că el a fost un matematician. Am să încep cu matematicianul. Ai dat o definiție care geometric nu poate fi vizualizată. Dumnezeu este infinit depărtat și în același timp el este prezent în adâncul lucrurilor. Ca soluția geometrică pentru ca această situație paradoxală de infinită depărtare și de intimitate totală și prezență aici, a ceea ce este infinit depărtat, are nevoie de o dimensiune superioară ca să se exprime. Acele formule care sunt atât de frecvente în teologie și care folosesc formule paradoxale
au proprietatea că ele impun gândirii izbucnirea pentru a gândi non-contradictoriu paradoxul, împing gândirea să izbucnească spre o altă dimensiune. Mm-hmm. Exact. Formula paradoxală conține transcendența, mm-hmm. trecerea spre un alt nivel de înțelegere. Absolut. Ori Cusanus, când propune formule paradoxale, o face ca matematician în zorii modernității, pentru că mintea noastră a modernilor este o minte abstractă, este o minte de matematicieni, mm-hmm. chiar dacă suntem filologi. Da. Așa suntem născuți mm-hmm. în modernitate. Ori acest tip de formulări, care sunt abundente la Cusanus, pe asta își construiește în fond sunt menite să obțină în mintea modernului exact efectul pe care formulele paradoxale ale crezului uh-huh. le obțineau în mintea omului tradițional. Să actualizeze o dimensiune care până atunci e inaparentă, care nu intră în regimul naturalelor. Da, e ca absolut. O sămânță care conține uh-huh. transcendența da, da, absolut. Și care e pusă în mintea noastră. Așa. Exact, și el mizează metodic pe chestia da. Asta, pentru că toate tratatele lui sunt construite ca un fel de intensificare a paradoxului, da. Pentru că mintea efectiv să înainteze. Să țâșnească raportul exact, de transcendență. Exact, da, 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 și să urmărească această dimensiune a transcendenței. A doua observație legată de Cusanus este continuitatea culturii occidentale. Cusanus, în locul lui de baștină, în acest Cues, mm-hmm, o localitate Mozelan, de pe malul Mozelei, mm-hmm. există o fundație care funcționează din timpurile lui. A scris cu mâna lui, am văzut acest lucru în vitrină, într-un facsimil firește, mm-hmm. a scris cu mâna lui statutul acestei fundații. Mm-hmm. După aceste statute funcționează fundația de atunci. Da, absolut. Neabătut. Mm-hmm. Este un lucru care ți impune aproape la fel de mult ca apariția bruscă a unui înger în mijlocul unei piețe publice. Da, da, absolut. Pentru că și ăsta este un fel de înger. Absolut. Și îndrăznesc să mai adaug ceva despre Cusanus. Faptul că el a fost un cardinal, deci a fost o personalitate în ierarhia Bisericii Catolice și foarte activ în această ierarhie, și a fost totodată un non-conformist. El a fost paradoxal și în propria lui viață și în propriul traseu. De pildă, el era un mare admirator și un continuator al lui Eckhart, un mistic și un teolog de vârf, de mare vârf, metafizician, din secolul al XIII-lea, XIV-lea, pe care biserica îl condamnase, îl scosese din circuit. Ori Cusanus culege manuscrise cartiene, cred că nu mă înșel, există manuscrise care se găsesc numai la el în bibliotecă și sunt adnotate de către el. Deci avea această libertate a spiritului și o libertate care trecea dincolo de normele, legiuirile oficiale ale bisericii. Pe noi ne miră asta acum, da. Dar pe vremea era regula. Absolut. Dacă ne uităm la originile științei moderne naturii, vedem că toți cei care erau atunci numiți calculatores, pentru mm-hmm. că erau matematicieni și au făcut propuneri decisive pentru tentativa de a matematiza mișcarea neuniformă, mm-hmm. toți erau teologi. Da, da. Nici unii nu erau mm-hmm. magiștri doar. Da, da. Toți aveau gradul mm-hmm. de teologi. Mm-hmm. Și matematica era totuși folosită în mod special ca suport al unei... Unii condamnând lucrul ăsta. Unii condamnând... Da. Nu, da, nu, dar... Gerson, de exemplu, da, era foarte împotrivă. Da, 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 evident. Sigur. Vreau aici să vă arăt mm-hmm. o carte care este rodul unui astfel de colocviu, exact. De convivialitate mai în jurul unei idei. Mai de un exemplu. De asta. S-a petrecut în cadrul unui program, care e un program academic occidental, programul Ludwig Boltzmann, la New Europe College și i-a reunit timp de un an pe câțiva oameni în jurul unei idei legate de gândirea religioasă a lui René Guénon, în care am încercat, Anca Manolescu, Andrei Pleșu, Gabriel Liceanu și cu mine, să încercuim această gândire și să vedem cât anume din ea este consistență, cât anume este paradoxologie bună uh-huh. și cât anume paradox pasabil. Trebuie să mărturisesc și de aia arăt această carte. Anca Manolescu a avut grijă să înregistreze, a transcris
s-a ținut de noi ca să corectăm oralitățile. Da, am crezut că merită acest lucru, pentru că a fost un dialog cu totul special. Adică tematica era bine precizată, dar fiecare dintre participanți a venit cu propria lui abordare, cu interesele lui. Tu ai venit cu o abordare în același timp spirituală și, și științifică. Simbolismul crucii de care vorbește Guénon, tu încercai să regăsești sau să regăsești corespondențele în situațiile de studiu al fizicii. Gabriel Iliceanu venea cu distanța destul de rece. Fenomenologul care caută da. Un sol fenomenologic exact. Pentru toate afirmațiile. Exact, exact. Andrei Pleșu a reușit să redea materia ghenoniană, care în genere e destul de aridă, să o redea cu o prospețime și cu o expresivitate cu totul specială, să adauge lucruri noi, să adauge note interesante și peste toate a fost vorba și, tu ai făcut de multe ori intervenții, la situarea noastră față de religios acum, aici. Adică ea a fost și o materie care să te mobilizeze spre imediatul relației noastre cu religia. Adaug și contribuția ta pe care cu discreție ai trecut-o sub tăcere. Da. Iar tu, Anca, ai venit cu încadrarea gândirii lui Guénon, pe care o cunoști foarte bine. Da, a fost pentru mine importantă la un moment dat. Da, da. Ai încadrat-o în gândirea tradițională a epocii în genere și, îmi vine să spun, în istoria religiilor. Ai arătat similaritățile, omologiile între felurile de a gândi ori simbolurile de care uza René Guénon da. În contextul istoriei religiilor. Da, am avut, când l-am citit, el are o înălțime metafizică specială, convocând date din diverse tradiții și am avut un reflex de tipul, ia să verific materia asta extraordinară pe care el o expune, chiar lucrează în interiorul tradițiilor. Și trebuie să spun că da, adică pentru mine Guénon este o structură orientativă de lectură în interiorul logicii tradiționale. E o cheie de lectură. Nu înseamnă că el trebuie luat ca o nouă tradiție sau că asta este o prostie. După părerea mea, unii sunt admirativi în sensul ăsta la ceea ce Guénon a oferit. Nu, el niciodată nu s-a pretins a fi un om care îți aduce el un mesaj spiritual. Din potrivă, el s-a considerat un releu foarte discret, impersonal, al unei tematici metafizice pe care o ilustrează și o probează cu date convergente pentru el din diverse spații religioase. Și eu am încercat să văd, chiar așa se întâmplă, logica fiecarei tradiții suportă o asemenea cheie de lectură și cred este? Că da. Da. Răspunsul este da. Da. Anca, vreau să ajungem la cartea ta. Am participat la lansarea ei alături de Andrei Cornea și cine a mai fost? Mihai Neamțu. Și Mihai Neamțu. Și țin minte că atunci, când am citit cartea, am fost frapat de simetria pe care cartea ta o face cărții mele Omul Recent din 2001, care are ca subtitlu o critică a modernității din perspectiva întrebării ce se pierde atunci când ceva se câștigă. Uh-huh. Perspectiva din care eu am scris cartea este, modernitatea este evident un câștig. Dar ce pierdem în momentul în care ne bucurăm de aceste câștiguri? Și punctul meu de vedere era, nu trebuie să renunțăm la aceste câștiguri, pentru că dacă la unele dintre datele modernității renunțăm, este o catastrofă de civilizație și cumva un umanicid. Absolut. Și trebuie să vedem cum anume, prin datele modernității, putem să evaluăm ceea ce pierdem ca să știm cum să ne raportăm la datoria față de sufletul nostru. Da, absolut. Ei bine, m-a frapat să văd că tu răspunzi la întrebarea răsturnată. Ce se câștigă atunci când ceva se pierde? Când ceva foarte mult, foarte mare, foarte important se pierde. Ai pornit de la faptul că modernitatea este un dat și ea pare să altereze, să erodeze în tradițiile religioase lucruri extrem de semnificative. Ei bine, este doar o pierdere, te întreb tu? Sau, într-un mod subtil și religios relevant, aceste pierderi sunt, de fapt, deschideri către ceva semnificativ, către da, ceva operant pentru, reiau expresia, datoria față de sufletul nostru. Da.
Vreau să-ți spun ceva și foarte frumos ceea ce ai spus și e just. Unul din cărțile tale, din Omul recent și din Discernământul modernizării, nu e vorba dacă trebuie sau nu să renunțăm la modernitate, la a fi modern, ceea ce reiese și sunt absolut de acord, e că nu putem renunța la a fi modern. Suntem în condiția modernității. Asta e una din presupozițiile la care am pornit. E nerealist să crezi că tu, om modern, plămădit de câteva secole în postulatele culturii și ale mentalității moderne, te vei putea transforma peste noapte într-un om tradițional, vei putea regăsi un mediu tradițional. Mi se pare că este iluzoriu să faci acest transfer. Și e chiar greșit. Și e greșit că este. Și tu o spui și tu la fel. Da. Ai spus-o foarte clar în Discernământul modernizării, în capitolul Faptul de a fi modern. Nu putem să nu fim modern. Putem fi modern tulburați, adică oameni care se întreabă cu insistență ce pierdem în măsura în care în spectacolul foarte prosper al modernității, sub diverse aspecte, material, științific, pierdem foarte mult din acest vector vertical, din datoria față de sufletul nostru, de statura întreagă a persoanei umane. Da, iartă-mă. A doua presupoziție pe care și tu o ai, și în Omul recent, și în Discernământul modernizării, este că laicitatea, modernitatea, mentalitatea modernă nu poate fi un spațiu ieșit de sub transcendența participabilă a lui Dumnezeu. Aia spune că este ceva care nu poate fi exploatat spiritual, care este lipsit de orice sens spiritual, înseamnă a lăsa în afara Divinului Universal o bucată, ceea ce logic este... Nu merge. Și atunci, încurajată de aceste două puncte, de multă vreme voiam să fac un fel de inventar a ceea ce ne mai poate susține în condițiile modernității târzii, ale zilei de astăzi, efortul spre transcendent sau datoria față de sufletul nostru, de statura întreaga persoanei. O carte a ta, Omul recent și pe urmă mai ales Discernământul modernizării, amândouă, dar m-au îndemnat să pornesc la drum. Mă bucur să aflu această genealogie. Adică prin prezența lor și prin lectura lor mi-am zis, da, merită să fac asta, să încerc să fac un inventar modest a ceea ce se poate câștiga când, cum să spun, portretul social, portretul cultural acceptat și de la sine înțeles al religiei, așa cum e el în spațiile tradiționale, unde toate aspectele vieții sunt de la sine înțeles orientate de spiritual, coordonate de el, îmbrățișate de el, toate acestea la noi în societatea modernității târzii au pierit sau s-au diminuat teribil de mult. E de spus că cam toate beneficiile sau avantajele pe care le trec în revistă, tu ai observat la lansarea cărții, sunt propuse, nu afirm că ele pot lucra fără niciun fel de rest, fără niciun fel de îndoială. Deci nu identifici un mecanism prin care, dacă am asta, trebuie să se întâmple. Să obțin ceea ce... Tu spui așa, ar putea să. Exact. Nu e obligatoriu ca. Exact. Faptul că nu e un mecanism, asta înseamnă două lucruri. Unu, nu avansezi o teză de filozofie a istoriei de tip fatalist și, doi, pui accentul pe libertatea umană. Absolut. Și pe posibilitățile care zac unde? Exact în sufletul căruia îi adresezi mesajul. Da, sunt absolut de acord și, după cum ai văzut, primul capitol al cărții se leagă de libertăți și libertate. Uh-huh. Adică de cele două moduri de a gândi libertatea, cea care ne stă la îndemână, aceea este libertățile pe care le avem, pe care le practicăm, cu care ne-am obișnuit în fiecare clipă, libertatea de a gândi, libertatea de a circula, libertatea de a fi informat. În fine, omul modern, omul societăților occidentale, al democrațiilor liberale, își savurează libertatea de fiecare moment de tipul ăsta. Dar ultimul tip de libertate, cel mai evident, este libertatea alegerii pe piața comercială, a modelului comercial, fie că e vorba de produse de larg consum, fie că e vorba de produse culturale, religioase sau altele, nu? Deci omul occidental își practică demnitatea libertăților și își practică libertatea de alegere pe o foarte vastă plajă de produse.
eu m-am legat de două tipuri de libertate care sunt prezente în tradițiile spirituale. Libertatea de tipul alegerii și libertatea de tipul creșterii neîmpiedicate. Amândouă sunt cuprinse în termenul grecesc, eleutheros. Și eu mi-am spus așa, omul modern este solicitat la maximum în ce privește libertatea lui de alegere. Dar această alegere, el constată clipă de clipă, este parțială, că lasă mereu ceva în afară, că îl situează pe plaja diversității, alternativei. Nu printr-o redresare a perspectivei, asta a fost metoda de-a lungul întregii cărți, a redresa perspectiva după ce ei măsura spectacolului cotidian și al situației în care te-a. Printr-o redresare a perspectivei nu poate fi el îndemnat de această parțialitate pe care o simte la tot pasul, să preia celălalt sens al libertății, libertatea creșterii neîmpiedicate, care implică un dialog cu divinul care crește umanul până la dimensiunea lui totală, care în fine, în diverse tradiții, poate să ia chipul omului universal. Sigur că este vorba de un arhetip, de un reper, care în creștinism este asumat de Hristos. El este omul universal și fiecare om este atras de Hristos să-și împlinească această statură verticală. Deci sunt jocul acesta și distinția asta între libertate de alegere și libertate de creștere neîmpiedicată e foarte prezentă la părinții bisericii. Deci am avut bucuria de a putea găsi aceste lucruri și a le repune în texte spectaculoase ale lui Grigore de Nisa, ale lui Augustin, ale lui Ioan Hrisostom. Adică mecanismul a fost așa. În situația modernă în care ne găsim, ai constatat că omul, sufletul omului este pus într-o situație de împuținare și de provocare. Și ai remarcat că situația spirituală, așa cum este ea descrisă de binomul celor două libertăți, este perfect de regăsit la părinții bisericii. Da. Ceea ce este o confirmare cu totul remarcabilă. Da, da, sigur că adică da. Adică suntem în datele fundamentale. N-am ieșit. Exact. Datele fundamentale continuă să ne califice și să ne descrie și să lucreze asupra noastră. Dar există un beneficiu al modernității, această libertate a individului. Individul este focarul sensurilor, este activ în fața sensului religios, poate, mă rog, în alte modalități ca înainte. Dar, în măsură... Asta e partea, cum să spun, plusul. Dar minusul este, că întotdeauna plusul cu minusul se întâlnesc, minusul este că omul nu-și mai percepe tocmai dimensiunea aceea transcendentă, partea aceea care leagă efectiv sufletul ceresc, care are o prezență spectaculoasă în toate tradițiile lumii, nu? Partea din verticala umană care este în legătură directă cu divinul. Și asta e marea problema omului modern, de a-și regăsi, de a-și reactualiza, de a-și reaminti măcar acea parte a lui care, care face cuplajul efectiv cu divinul. Și cum vezi problema asta? Pentru că e o problemă de antropologie. Sigur. Dacă posibilitatea este de natură metafizică, o religioasă, această posibilitate se articulează pe un dat. Acest dat este tipul uman pe care l-a produs modernitatea. Deci, până la urmă, atunci când vorbim de capacitatea noastră de a fructifica aceste, îmi vine să spun, și m-am gândit dacă e bine să folosesc acest cuvânt, imense resurse spirituale care sunt ascunse, latente, adormite, ascunse. În situațiile aporetice față de situația tradițională în care ne pune modernitatea. Dar nu s-a schimbat tipul uman, Anca? Tipul uman, schimbându-se în continui gândul, nu face de fapt inoperante aceste posibilități? Dacă privești din situația antropologică situată în istorie, pot să spui asta. Cultura, epoca de civilizație, de cultură, au modelat un om incapabil să-și mai actualizeze sau măcar să-și bănuiască dimensiunea transcendentă, să spunem. Dar după aceea am obligația să privesc din celălalt punct de vedere. Da. Omul, dacă iei în seamă logica tradițiilor spirituale, omul nu este determinat unic de istorie, de lanțul civilizației, de ceea ce face cultura și timpul și istoria din el. Dacă este om în sens spiritual, așa cum îl văd tradițiile, iar are această verticală, nu, omul nu își schimbă radical natura de-a lungul timpului. Are această verticală
Și este foarte greu să o actualizeze în modernitatea târzie. Pentru că lumea, mediul de civilizație, de cultură, instituțiile, educația, nu-l mai îl împiedică practic să-și bănuiască măcar această dimensiune. Pe de altă parte, însă, dimensiunea asta fiind de tip metafizic, fiind de tip înrudit cu divinul, nu poate fi totuși modelată, determinată, demisă sau instituită de istorie și de cultură. Dacă ești om credincios, e logic să crezi că această dimensiune rămâne perpendiculară pe istorie și pe curgerea culturilor și a schimbărilor culturale. Da. Asta este, aș zice, rațional să crezi dacă asumi, dacă e în serios logica religiei, logica tradiției spirituale. Da. Eu uneori tind să fiu foarte pesimist. Știu, prea pesimist, da, cred. Da. Și vorbeam cu Părintele Scrima. Părintele Scrima, o spun pentru cei care se uită la noi, a murit în 19 august 2000. Sunt deja 11 ani de la moartea lui. Pentru mine este foarte prezent, foarte viu. Dar în ultimul an de viață am discutat intens cu Părintele de soarta creștinismului, soarta istorică a creștinismului. Va dispărea ori nu creștinismul? Și aduceam argumente pesimiste și la un moment dat Părintele s-a oprit și mi-a zis: "Mon cher", m-a luat așa puțin, așa de braț și mi-a zis: "Văd că ești foarte, te simți foarte responsabil de soarta creștinismului. Ești drăguț să o lași pe seama lui Dumnezeu?" Tu te... Nu-i lua lui de pe umeri sarcina asta. Și Părintele Scrima, apropo de întrebarea ta, are niște enunțuri foarte încurajatoare și foarte deschise și pline de libertatea spiritului, și anume spune: laicitatea face și ea parte din planul lui Dumnezeu și chiar ea poate să aibă anumite avantaje, și anume ea este epoca în care Duhul lucrează în adâncul inimilor, din adâncul inimilor, putând să se revărsa dincolo de forme convenționale, de instituții. De poate formele istorice, instituționale, exact, sociologice. Ne poate surprinde printr-o inventivitate care este centrată pe adâncul persoanei umane. Da. Și el spunea că credința, făcând distinție între credință și religie, între aspectul socio-istoric al religiei, credința nu este, se află într-o stare de bucurie și de admirație față de orice epocă cuprinsă în planul divin, inclusiv în fața laicității. Da, da. E ceea ce nu există crispare, scuză-mă, pentru o credință în fața modernității târzii. Da, eu experiez acest tip de jubilație. Mm-hmm. Contemplând epocile sau citind autori din diferite epoci, am un soi de jubilație față de tipul de împlinire pe care acel mesaj spiritual or cultural l-a atins în acea epocă. Da. Cumva mă bucur ca un dirijor în fața unei orchestre de faptul că toate cântă minunat. Da, și toate găsesc un mod de a participa la acest timbru, da, grozav, da, da. Și toate participă. E adevărat că mi se pare că vine ceva destul de dodecafonic da, dinspre epoca noastră. E adevărat, dar uite, secolul 20, care a fost un secol atât de îngrozitor și în care am experimentat până la este cel mai îngrozitor? Capul. Da, să zicem, nu-mi place să fac clasificări temporale, dar oricum am experimentat și în Estul European a experimentat chiar pe direct, prin experiență directă, faptul că absolutul nu se poate, cum să spun, obține în istorie, pentru că asta au avut totalitarismele, să obțină un absolut, o societate perfectă, le în temporalitate. Poftim? Le facem prea mult credit. Așa zici tu, poate că e adevărat. Da. Dar nu au vrut să obțină absolutul, ci absolutul dominației. Bineînțeles, dar totuși au pretins măcar că oferă o contrafacere absolută. Și iată, există, vorbesc de totalitarisme pentru că voi invoca două nume care s-au opus totalitarismului. Simone Weil și Nicolae Berdiaev sunt niște figuri foarte speciale în secolul 20. Nicolae Berdiaev este un filozof rus de sorginte nobilă, care a refuzat religia conformistă, ortodox-conformistă de la sfârșitul secolului XIX și începutul 20, a devenit marxist și, pe urmă, a făcut o critică a marxismului din punct de vedere spiritual. Dar el a avut o,
cum să spun, un entuziasm și o putere de a pune în cauză toate formele, cum spunea el, de sociomorfism care grevează religia, toate chipurile convenționale care cuplează divinul cu tradiții sclerozate, cu forme de putere mundană. Desfigurându-l. Absolut, desfigurându-l, alterându-l și interzicând persoanei umane accesul efectiv la misterul divin care te atrage mereu pe urmele lui. Nu? El protesta împotriva acestor chipuri oprite în loc ale divinului. Împotriva. Deci ce frumos e cuvântul nostru. Desfigurare, da. Îi strică figura, iar da. Figura este chipul. Da. Oricum te poți adresa cuiva, decât chip către chip, absolut. Față către față. Da, da. Și la polul opus, desfigurare este da. Transfigurare, da, adică da, trecerea da. Prin chip, da. Dincolo spre... Adinabil. Da. Deci Nicolae Berdiaev. Și pe de altă parte Simon Weil, care vine din afara creștinismului, dintr-o cultură laică, ea fiind de origine evrească, dar neavând cultură ebraică, având o cultură foarte europeană, laică. Foarte socialistă. La un moment dat, da. La un moment dat, foarte socialistă. Proletariană, din cauza, proletariană. Exact, din cauza unei... Da, ea era normaliană, făcuse da. Ecol normal superior și era o minte strălucită, dar avea această propensiune a stângii franceze către popor, către egalitate, dar ea o făcea cu o generozitate filozofică specială și câțiva ani a durat această implicare în social pentru ca din anii 38 până în 43, când a murit, să-și dezvolte, înscrie o sensibilitate spirituală extraordinară de orizont creștin, dar spunând mereu că creștinismul istoric, creștinismul instituțional nu-și onorează catolicitatea, în sensul că universalitatea lui respinge, spunea, atâtea lucruri minunate, ea iubea enorm Grecia antică, știa grecește, traducea din Platon, din Iliada. Detestă Roma. Detesta Roma pentru că asupra ei punea pecetea puterii, spunea că e vorba de o religie politică, așa cum Simon Weil era o ființă radicală și excesivă, da. Cum detesta și Israel, religia Israelului, nevăzând în religia Israelului decât cărțile exact de istorie sfântă și le interpreta sub aspectul puterii, pe când Iov, profeții și toate celelalte care sunt de o generozitate metafizică, ea le trecea la lucruri venite din alte tradiții. Ne ținând seama că tradiția ebraică a păstrat tocmai acest paradox în între canon. Cele două. Da, exact. Deci o făcea într-un fel tendențios. Dar ea a avut o, cum să spun, o puritate și o ardență în crezurile ei religioase, refuzând să intre în biserică, pentru că această datorie de universalitate, credea ea, nu a fost încă împlinită de Biserica Catolică. Și a fost o figură, amândoi, într-un fel, ca pe contemporani, Berdiaev a murit în 48, da. Un fel de voci care strigă în pustiul, în pustiul lumii moderne și al dramelor lumii moderne, dar care strigă cu o tonalitate extrem de pură și de mobilizatoare. Încă ne oprim aici, din păcate. Să mai evocăm că Simon Weil s-a omorât din solidaritate cu suferința oamenilor din război. Absolut, da, da. S-a lăsat să moară de foame da. Și ceea ce ea... Fiind la Londra. Era protejată, scăpase, ca evreică scăpase, da. Scăpase ca om da. De toată nenorocirea, dar ea a vrut să fie solidară cu cei mai lipsiți de mijloace. Absolut. Și s-a lăsat să moară de foame. Și dacă mai pot să adaug două lucruri, ea nu voia să scape, ea a făcut orice efort și în sudul Franței și în America să fie trimisă în rezistență, da, da, da. Avea o vocație a martirului. Absolut, absolut, și deci a nimicirii de sine, da, așa. Și în ultimele luni, când la Londra făcea aceste greve ale foamei până la urmă, ca să fie alături de toți cei lipsiți, ea a conceput un proiect care se cheamă L'Enracinement, Rădăcinarea, pentru ce va fi Franța, ce va fi Europa, după ce s-a terminat era barbariei, era războiului. Și acest proiect mi s-a părut excepțional că ea îl înrădăcina spiritual, spunea un proiect de societate care să fie ordonat de exigența de bine absolut care trăiește în sufletul fiecărei persoane, dar care își are realitatea și sursa de realitate în altă lume, deci e vorba, se referea la transcendența persoanei umane, dar care, spunea ea, să fie inteligibil, convingător pentru credincioși și pentru necredincioși. Era modul ei de a universaliza clar. Mesajul creștin. Le deux. Exact.
Anca, îți mulțumesc foarte mult. Mi-a făcut mare plăcere și eu îți mulțumesc pentru invitație. Da. Ce am auzit aici, și acum mă adresez celor care se uită la noi, este limbajul modernității, nu pur și simplu, ci cu exigențele spirituale care vin din limbajul de totdeauna al sufletului. Modernitate plus suflet. Îți mulțumesc foarte mult. Și eu îți mulțumesc. Mi-a făcut mare plăcere în continuitate cu toate celelalte întâlniri pe care le-ai evocat.